Salutare tuturor, eu sunt Noname și bine v-am găsit la un nou episod din Minecraft Modat. Bun, în acest episod, aventura noastră ne va duce pe căile Minecraft-ului obișnuit, să zicem așa. Bun, dar cu puțin modat, nu știu, în fine. Avem noi aici niște Kevlar. M-am asigurat să mai fac niște Kevlar, să vedem dacă mi-ajunge mie, dar cred că o să-mi ajungă să-mi fac eu toată armura asta. Bine că pe viitor vreau eu aici, văd o grămadă de armuri șmechere, așa că nu știu cât timp o să rămânem cu Kevlarul. Dar având în vedere că Kevlarul este echivalentul la Diamond, cred că putem să rămânem cu Kevlar o perioadă. Bun, și uite la fix și dacă nu mă știu, ne-am mai și rămas. Da, uite, ne-am mai și rămas aici. Bun, suntem full Kevlar, dragi prieteni. Wow, arătăm genial. Bun, vreau acum să... Mi-am mai făcut două cartușe, una mi-am încărcat-o. Ce vedeți voi pe hartă acolo? O tonă de Iron Golemi. Da, uite că... Mai, să nu îndrăziți să-mi faceți lag. O să-i... Ok, aparent ăștia dacă îi bați se întorc împotriva ta. Oh shit. Oh shit. Ok. Nu știam asta, sincer să fiu. Că se întorc împotriva ta. Eu credeam că... Ok, va trebui să fac ceva în privința lor. Ok. Am pus un spawner și de la un spawner, uitați-vă cât am mai stat eu off-camera. Oh, acum m-am făcut Iron Golem. Lol, foarte tare. Am vreo putere, ceva? Nu știu dacă avem putere. Tot acela. Ok, ok, asta nu-i bine. Îmi vreau itemurile înapoi, te rog frumos. Unde-i Last Dead? Trebuia să-mi apară. Ok, Last Dead aici. Ok, asta n-a fost tocmai ok. Bun, va trebui să găsesc o modalitate prin care să-i termin pe băieții ăștia. Că să-i cam nesimțit și m-au omorât. Bun. Facem așa, unul, asta aici, stați că îmi place să le asortez oarecum. Pac, rose, aveam și niște iron? Nu știu. A, uite la aici, bun, hai să ne culcăm că e noapte și cui îi place noaptea. Deci, de la un spawner de iron golem, unul, atât am pus, pur și simplu priviți câți iron golem puteți să-i observați și pe hartă, extrem de mulți, ne vor ajuta să facem iron, deci pentru asta i-am pus pentru iron, un fel de fermă să zicem așa. Bun, am pus, sincer să fiu, și am făcut cu obsidian, eu băiat inteligent, pe aici pe undeva, uite aici, o groapă, în speranța că o să fac rost de praf de pușcă și am făcut 6 spawnere. Dar nu se spawnează nimic, nu știu de ce, și am pus o grămadă, frate. Și aici am pus doar unul, nu știu, am pus spawner într-o căsuță de asta. Și pur și simplu priviți cât sunt. Deja sunt extrem, extrem de mulți. Oare dacă mă dau pe peaceful, oare dispar? Nu dispar, vai, va trebui... Stați, trebuie neapărat să distrug acel spawner, că sunt prea mulți, fraților. Sunt prea mulți și oricum spawnerul se face ușor, deci putem să-l facem ușor la loc. Nu-i bai, stai, unde l-am pus? Și că l-am pus într-o căsuță de asta. Inițial am vrut să îi păstrez pe toți într-un anumit loc, dar știți că dacă pui un spawner, se mai spawnează pe lângă, chestiuțe. Ok, uite aici. Du-te de aici, nu mai am nevoie de tine. Ok, o să-l păstrăm pe tipul ăla acolo. Pe ăștia cred că va trebui, nu știu, să încerc să-i omor așa, dar pe rând. Bun, dar nu ne interesează asta, am pus și un spawner de vaci aici. M-am ocupat eu off-camera. În acest moment vreau să îmi iau diamantele. Toate diamantele. De fapt, vreau doar să-mi iau 32 și după cum ați bănuit, ne vom duce și vom cumpăra ceva după eBay. Sau nu eBay. Nu știu cum e acum. E Minecraft sau... Nu știu, hai să vedem și cam calculatorul acolo, îmi vine să strănut. Și afară e nord, deci nu pot să mă uit la soare, dar... Aoleu, îmi vine să strănut rău. N-am mai făcut nimic, jucăm pe textura Faithful și aici, pentru că e genială textura asta. Și după cum vedeți, se aplică și chestiilor care nu sunt din Minecraft, dar au textura din... Înțelegeți, vai. Ok. Bun. Se aplică și ăstora? Nu știam.
Ok, mă scuzați, aia a fost ceva neașteptat. Bun. Ok, hai să vedem. Spawn villager, nu o să mai avem nevoie de chestiile astea. Un nether stai pe mine bay, mă, așa cum ai mine bay. Lol, fraților, chiar am cumpărat. Deci chiar am cumpărat și avem un nether star. Și putem să ne facem beacon acum și chiar asta vreau să fac. De asta am spawnat atât de mulți iron golemi. Pentru că după când știți dacă eu morâm ne dau iron. Și vreau să-mi fac un... Mă, nisipul ăsta arată cam ciudat. Vreau să-mi fac un... de-asta... un beacon, înțelegeți? Spus să merg eu mai rapid. Uite acolo am văzut... trebuie să fac ceva și cu groapa aia de acolo. Anyway. Bun, și avem mai multe modalități acum. Eu știu că am ceva iron, sincer să fiu, dar... văd că aici am niște iron care... Nu, ok, stați, ați văzut niște chestii, o discutăm și despre alea. Bun. Dacă punem noi aici iron, din câte țin eu minte, o să-mi dubleze ironul, ceea ce e foarte ok. Dacă mă duc eu, o să am nevoie de asta. Nu-mi găsesc iron chest-ul. Unde e iron chest-ul meu? Ingot, pardon. Nu mai am ingot chest? Ok, asta e ciudat, asta e ceva neprevăzut. Va trebui să facem unul. Probabil e pe unde, deci e pe undeva pe aici, n-avea cum să dispară. Dar, bă, da, îmi face ceva lag iron golem ăștia, frate, trebuie să-i termin. Ok. Stai să pun asta deoparte să nu distrug, că acum... Ok, uitați cât iron aici. Ce fel arată? Și, ok, acum s-a topit și arată foarte tare. Molten ingot. Bun, asta cât mai are 3000, așa, asta e goală. Ok, dacă mai pun eu pe aici. Ok. Perfect. Bun, am mai făcut una de asta. Tool rod. Ei, nu contează, cine știe, poate o să folosim la ceva. Haide. Așa. Bun, hai să facem un ingot chest. Aici am, știu că am niște molten. Da, apare nu merge. Atunci va trebui să facem în felul următor. Da, uitați cum face Nonei. Ok, va trebui să luăm un stone shard de asta. Că trebuie să curățăm cumva. Mă, pitin, dacă te arunc aici se întâmplă ceva. Ok, nu. Intrăm aici, mă. Ok, acum o să se topească. Asta oare ce o să se întâmple când... Ești nebun la cap. Deci ești nebun la cap. Lol, mamă, steaua și arma, frate. Deci astea sunt cele mai importante pentru mine. Steaua și arma. Lol, ce a dat bine tipul. Chest plate, stai să-mi pun 1 aici, asta în colțul ăsta, 2, 3, 4, mâncărica aici, restul îi dăm un air, bun. Ok, stai că... Ok. Mă arunc în sus, nenorocitul. Bun. Molten ingot. O grămadă de ingoturi avem aici. Avem 77. 77 și noi n-am pus aproape foarte mult. E foarte tare că le dublează. Uite, mai punem încă o dată. Vreau să fac chestiuța asta. Dar nu merge să pun. Merge. Ok. O să vă arăt și la ce mi-ar trebui mie chestiuța asta. Cum manilium
uite că mi-a găsit și I got chestul ăsta, era într-un chest pe acolo. Bun. Am o grămadă de iron și mai și niște manilium. Vreau să mă duc să văd cum se face. De fapt, stai că parcă am niște alumite. Alumite. N-am alumite, nu e așa? Sau am? Fraților, stați așa că s-a aburit rău de tot. Eu vreau acum să-mi înmulțesc iron-ul. Alumite, stai așa. Știu că nenorocitul ăsta de alumite, hai odată. Ok, nenorocitul ăsta de alumite se face el cumva din aluminium parcă. Dacă nu știu și cupru. Oare zic bine? Nu știu dacă zic bine. Și dacă nu zic bine, stați așa. Haide, mă. Uite aici, ok, mă, era aluminium brass, mă, mie asta îmi trebuie, aluminium brass. Și atât am nevoie, numai de atât. Știu că m-am dus aici, că știu că aici aveam red backpack-ul. Bun. Tinker's Constructul ăsta. Am auzit de un mod, frate, Darkcraft, care ce ar fi el șmecher, nici nu știu ce face, dar ce că e cam popular așa și că e șmecher modul ăsta, Darkcraft sau ceva de genul ăsta, nu știu. Și că am auzit prin comentarii, am văzut prin comentarii, pardon. Dar habar n-am ce face. Bun, o grămadă, niciodată n-am mai avut așa, deci pur și simplu priviți, aproape plină chestia asta, e foarte, foarte tare. Hai să mă transform la loc în eu și să mă culc și să rezolvat, am scos manilium ăla de acolo, nici nu mai trebuia să în shard-ul. Bun, în acest moment vreau să-mi scot tot iron-ul de aici, o să-l scot sub formă de lingouri, va fi ceva foarte, va fi chinuială mare, dar... Wait a second. Și putea eu, asta putem să o lăsăm aici. Oare dacă iau chestia asta și chestia asta, stric generatorul ceva? Nu cred că stric nimic. Sau, ce dubit-o, puteam să... Da. Punem asta la loc, luăm asta. Stați așa, că am eu o idee. Nu degeaba mi-am făcut eu siren bazinul ăsta. Ok, stai, aparent cred că mai avem niște manilium pe acolo. Grijania mamei de manilium, du-te de aici. N-am nevoie de manilium. Ok, și acum priviți cum No Name își rezolvă el toată treaba. Ok. Haide, nu mă dezamăgi acum. Done. Ok, vedem noi că s-a turnat deja bloc. Și ne-a dat deja un bloc, deci nu tu chinuială, nu tu nimic. Și așa putem face foarte ușor rost de iron. Bun, mă ocup de asta. Cât se face aia? Am zis că mă ocup off camera, dar noi mai avem treabă. Eu v-am pregătit vouă, special pentru voi, itemele pentru mașina aia nenorocită, care am zis să noi covacem. Și aparent itemele acolo nu mi s-au salvat, dar... stai așa să o găsesc. Uite, asta e un engine care se face foarte ușor și dăm craft și avem o mașină, fraților, avem o mașină. Am nevoie. Bă, ce grijanie cauți acolo. Ce, zici că a scăpărat cerul. Ce cauți acolo tu, mașină? Ok. Nu vroiam să facem cunoștință așa, dar dacă tu vrei, ok. Hai să o luăm. Și mă gândeam să-i facem, domnule, un fel de parcare momentan, pentru că nu puteam să o ținem așa pe nimic. Sau cred că putem să o ținem pe nimic, adică cu ei pasă. Ok. Hai să o punem, uite, pe aici, pe undeva. Uite aici. Mașina, te rog. Bă. No Name are ceva cu mașinile, frate. Mașinile îl urăsc pe No Name. Unde naiba mai explodat acum? Really? Ah, uite-o aici, mă. Mamă, mă speriasem, frate.
Ok, stai așa, punem asta aici, nu mai avem nevoie, va trebui să omor toți Iron Golemii ăștia când fac, scad FPS-urile din cauza lor. Ok? Deci, mai epic de atâta, eu nu știu ce ar putea fi, frate, deci o mașină în Minecraft. Deci, mă, și uite, putem să ne uităm așa în interior, frate. LOL. Cât de tare. Și uite, are 4 locuri, deci dacă aș fi co-op cu cineva. Fuel. Stai să-i... Oh, nu porni. LOL, ce șmecher. Ok. Ok, foarte, foarte tare. Mamă, da, stai, că mă văd o dată de lag. Mamă, da. Ce cu viteza asta, frate? Ok. Asta e fucking... Ok, prefaceți-vă că n-ați văzut chestia aia. Foarte, foarte tare. Nu știu cum aud, că se aude cam tare mașina, dar... E foarte tare, mă. Imaginați-vă ce am putea face cu... LOL. Mega tare. Ok, prefaceți-vă că nu vedeți chestia aia. Ok, n-am nevoie de o mașină zburătoare. O să punem mașina deocamdată aici, deoarece n-am nevoie de ea, să zicem, momentan. Cât de epic se aude chestia asta. Și acum ar trebui să se vadă... Vai! Imaginați-vă dacă... Toți am avea modul ăsta, adică, nu știu, mă refer la mai mulți tipi, așa că cu modul ăsta, frate. Și ar fi războaie cu avioane, cu mamă, să știți că ar fi un proiect destul de interesant. Chiar ar fi tare. Și să punem așa nume, Delta 1, Delta 2, Delta... Ok, Delta 5, foarte, foarte tare ar ieși toată treaba. Bun. Cred că am să mă ocup de Beacon of Camera, deoarece necesită cam mult timp, dragi prieteni. Dar eu, lume, am fost Noname. Sper că v-a plăcut acest episod. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like, deoarece mă ajută enorm. Oare dacă stau aici, iau foc ceva? A, nu cred. Bun, lume, bye bye!